Salut, ai transpirat, e mai greu la mini fotbal decât pe terenul mare? Am transpirat, am mai jucat de anul trecut aici, din sezonul trecut, am fost la Sporting și de atunci am mai jucat. Ai dat gol, părea că o să fie o victorie cu golul tău, până la urmă a fost egalat în prelungiri. Cum a fost partida? Da, o partidă cu două echipe foarte bune, fost jucători de fotbal profesional și na, am venit să facem o mișcare, după pași mai slăbim puțin, mai păcat, că puteam să dau mai multe goluri astăzi, am ratat foarte mult, se vede că n-am mai jucat de mult timp. Ești campion, ai câștigat Cupa României la fotbal mare, cum e pe terenul mic? Îți place mai mult? Da, îmi place, nu-mi place mai mult, îmi place și pe teren mic, nu prea am avut parte cât am jucat fotbal, nu prea am voie pe sintetic, rar mergeam, dar pot să zic că e un pic mai greu pentru că tot timpul ești în mișcare, nu prea ai timp să respiri, dar face bine pentru organism mișcarea asta. N-ați început foarte bine campionatul, sunteți cam pe la coadă pe acolo, ce se întâmplă, care e obiectivul în sezonul ăsta? Da, nu știu, e primul meci al meu la Tasman, abia acum am venit, perioada transferuri, am văzut că am început slab campionatul acesta, da, am venit să facem cât mai multe puncte, să obținem cât mai multe victorii. Nu știu exact obiectivul echipei. Tu ai jucat și sezonul trecut, după cum ai spus și tu. Zi-mi un plus și un minus al Victoriei Cup. Eu zic că au venit mai mulți jucători de la, nu știu dacă am voie să spun, de la Superliga de dincolo. Și, da, și cred că e mai puternic un pic campionatul față de anul trecut. Și un minus? Un minus? Mă enervează rău de plasele astea aici. Mă enervează rău de tot. Adică, nu știu ce să fac și cu zidul, mi se pare aproape zidul de teren. Am văzut că a fost și un incident, am văzut pe internet la terenul celălalt nou pe care l-au făcut. Sper să nu mai avem astfel de incidente aici. Mulțumesc mult! Mersi.